Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Reporter de gardă este un produs media realizat în colaborare cu Asociația VIP a jurnaliștilor independenți din Republica Moldova. Stimați radioascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Reporter de gardă, care ajunge în casele dumneavoastră prin intermediul postului public Radio Moldova. În ediția de astăzi a emisiunii Reporter de gardă vom aborda problema concediilor de maternitate, despre care tot mai frecvent se discută în societate. Femeile se întreabă cum să procedeze ca să își poată crește copiii în siguranță, dar și cum să nu-și rateze cariera profesională. Cer răspunsuri de la instituțiile de profil ale statului. Acestea însă au decis să ofere mai multă grijă femeilor printr-o prevedere protecționistă din codul muncii care îi permite femeii să își ia concediu de îngrijire a copilului pentru o perioadă de la 3 până la 6 ani. Cu toate acestea, între timp, prevederea sus numită s-a transformat într-o barieră discriminatorie la angajare. Astfel, acest drept, se pare, le face femeilor mai mult rău decât bine. Deși de mai mulți ani acest punct din lege se află în atenția experților, încă nu a fost exclus din lege. De ce? Cine poartă răspundere pentru nerespectarea articolului respectiv? Cine trebuie să acționeze, în primul rând, statul sau societatea? Ce spun femeile despre această lacună din lege și cum văd autoritățile rezolvarea problemei? Aceste întrebări vom răspunde astăzi alături de mame, șefi, sindicate și ministere. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Galina are o fetiță și amintește cu ușurință despre perioada de sarcină și de cea de după apariția copilului. Ea spune că în familia sa, toți membrii familiei au drepturi egale și de aceea responsabilitățile de îngrijire a copilului sunt pe spatele ambelor soți. Ea a revenit la serviciu pentru că era frică să nu regreseze în domeniul în care activa. În familie nu a fost mari discuții pe tema că eu să ies la serviciu, deoarece nu numai eu sunt responsabilă de educația copilului și undeva soțul chiar și s-a bucurat, fiindcă o femeie, să zic așa, mai brutal, fiind, stătând acasă, undeva și degradează, dar cu cât ești mai devreme la serviciu, ești în societate, comunici, te dezvolți permanent. Și cum are el grijă de cariera lui și vrea să iasă la serviciu, la fel și eu. Vreau să-mi fac și eu carieră și să fiu și eu implicată în serviciu care îmi place. Galina este medic. Când anișoara, fiica ei mai mică, avea doar un an, ea a decis să revină la serviciu. Știa că legislația permite să-și ia concediu până când fata va avea 6 ani, dar a preferat să nu se folosească de acest drept. Pentru un medic e important să nu-și piardă din abilități, din stagiu de muncă, să nu uite din ceea ce face. Pentru că 6 ani de a sta acasă este foarte mult, încă poți să mai faci încă o facultate în timpul ăsta și să te implici mai repede în societate, în colectiv, fiindcă în orice moment colectivul poate să se schimbe, cineva poate să avanseze, dar eu fiind acasă nu am posibilitatea aceasta. Galina recunoaște că uneori salariul nu i-a ajungea nici să plătească bona, lucru care n-a făcut-o să-și schimbe decizia. I-a fost mult mai ușor însă când fetița a fost acceptată la grădiniță. Acest lucru, spune ea, a fost un avantaj și pentru fiica ei, care avea nevoie de mai multă comunicare. Cred că nu a afectat-o pe ea ieșirea mea la serviciu. De la început a stat cu bona acasă, apoi când deja a făcut 2 ani, a mers la grădiniță. Pentru ea, eu cred că tot este un plus, deoarece s-a implicat și ea în societate. La grădiniță se ocupă, au mai multă răbdare educatorii decât mamele acasă. Galina se consideră onorocoasă că la grădiniță i-a fost acceptată fiica, chiar dacă avea doar 2 ani. Ea este convinsă că dacă ar exista mai multe creșe sau dacă ar fi admiși în toate instituțiile preșcolare copii cu vârsta mai mică de 3 ani, femeile ar reveni la serviciu mai devreme, iar cele care oricum revin vor fi scutiți de a plăti întreg venitul pentru salariul unei bone. Ea recunoaște că majoritatea femeilor revin la serviciu în primul rând pentru salariu, pentru un plus valoare în bugetul familiei, fără de care ar fi greu să reușească. Toate, hai să zic așa, prietenii, colegii mei de serviciu, colegile mele de serviciu au ieșit toate de vreme la serviciu. Chiar copiii, o colegă de-a mea, copilul avea 4 luni când ea a revenit la serviciu. Să zic așa, a revenit mai mult pentru un salariu, deoarece și soțul este medic și ea este medic și un doctor în casă să țină toate cheltuielile unei familii este foarte greu. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova.
O altă meserie sensibilă la întreruperile îndelungate în experiență este cea de profesor. Olga Ciobanu, după ce a absolvit universitatea, a decis să plece în satul natal, împreună cu soțul și fiica nou născută. Intenționa ca în scurt timp să se angajeze la școală din localitate. Ea ne spune că nu a reușit și ne explică de ce. În septembrie deja fetița avea 6 luni, dar locuind la părinți aveam posibilitate să lucrez. Era un copil cu minte și se putea de lucrat. M-am adresat atunci, în septembrie, aici la școală să fiu angajată ca tânăr specialist. Mi s-a refuzat pentru că nu erau locuri vacante la specialitatea istorie și atunci am renunțat și eu pentru că îmi dădeam bine seama că era fetița prea mică. În sate, toți cunosc cine este în concediu de îngrijire a copilului până la 6 ani și în majoritatea cazurilor, acele femei de fapt nu stau acasă. Fie lucrează în altă parte, fără carte de muncă, fie sunt plecate peste hotare. De ce aleg această cale? Și dacă practică acest lucru, de ce să nu se întâmple legal? Olga Ciobanu ne aduce câteva exemple chiar din preajma ei. 6 ani nu cred că e perioada justificată, dar cred că deja oamenii care își scriu acest concediu de maternitate de 6 ani încearcă și altceva. Pentru că ori inițiază o nouă afacere proprie, ori pleacă peste hotare. Da, sunt exemple. Și la noi în școală sunt exemple. Care au stat mai mult pentru că s-au implicat în altceva. Elena Eșanu, primara satului Coșcalie, raionul Căușeni, ne spune care erau condițiile de lucru atunci când plecase contabila și când revenise. La fel, potrivit ei, în concediu de maternitate, care durează până la 6 ani, avantajul este în favoarea copilului și a căminului nou creat. Primara recunoaște că în sat femeile care lucrează și au un salariu se descurcă mai bine, suplimentar faptului că în mediul rural sunt mai puține locuri de muncă pentru femei. Nici cele care ar vrea să revină mai devreme la serviciu nu au această posibilitate, în condițiile în care nu au părinți, în a căror grijă să lasă copilul. O cauză esențială a acestor probleme este și faptul că mamele nu au în grijă cui să lase copiii până la 3 ani, iar acest lucru de cele mai multe ori este un obstacol firesc în dezvoltarea lor profesională. Varianta este crearea condițiilor pentru femeie ca ea să poată să revină atunci când dorește și are posibilități. Să fie și acelea grupe de copii până la 3 ani, cu mare regret, noi astăzi în grădiniță luăm copiii numai de la 3 ani, deoarece suntem finanțați de la buget numai pentru întreținerea copilului de la 3 ani. Dar vreau să vă spun că, iată, pe parcursul ultimilor 2 ani, avem solicitări de la mamele tinere ca copiii să fie luați mai devreme. Raisa Dogaru de la Agenția Forței de Muncă ne explică de ce atât de frecvent se întâlnesc obstacole la reangajarea femeilor în câmpul muncii. Ea consideră că de cele mai multe ori acest fapt depinde de angajatori, dar și de felul în care reacționează aceștia atunci când femeile revin. Aș spune că este greu totuși să integrezi pe piața muncii după o întoarcere, mai ales când persoanele au copii mici sau și angajatorii nu sunt foarte deschiși, foarte cooperanți în această direcție. Și noi colaborăm și cu angajatorii, le explicăm, adică facem tot posibilul ca noi să ajutăm persoanele respective. Pe perioada căutării unui loc de muncă, noi acordăm și o alocație financiară ca ei mai ușor în această perioadă să aibă și surse care să se întrețină. Dar într-o perioadă de până la 9 luni avem și așa posibilitate să-i acordăm persoane. În cadrul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă încă nu există programe de specializare pentru reintegrarea cât mai rapidă în câmpul muncii pentru femei după concediul de maternitate. În măsura posibilităților sunt adaptate programele deja existente. Li se aduce informația de pe piața muncii, li se oferă posibilitatea de a studia o meserie, sunt învățate cum să caute un loc de muncă sau cum să elaboreze un CV. Dacă este sau nu este bine să se întâmple așa, este greu de afirmat. Cert însă este că, prin astfel de mijloace, considerate protecționiste, femeile sunt
discriminate în cel mai direct mod. Aceste reglementări protecționiste, practic, ele duc și la discriminarea persoanei, deoarece persoana cât îi păstrează mai mult acest loc de muncă, nici patronul nu este interesat, el trebuie să ia o altă persoană, trebuie să o instruiască, iată cheltuielile acestea pentru instruirea la locul de muncă deja cresc, persoana nu este atât de bine adaptată la locul de muncă. Și posibil, iată, anumite programe ce ține de adaptare la locul de muncă a persoanei, de o mai bună, diferite politici, programe cu angajatorii, adică partea aceasta ca să înțeleagă situația persoanei respective. Și cred că o diversificare a cursurilor în continuare ar mai fi bine ca să fie așa cursuri ca persoana să fie mai încrezută că cunoaște profesia pe care și-a ales-o. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Angelina Zaporojan-Pârgar, care este directoarea Centrului de Drept al Femeii, ne spune că mai mulți experți internaționali au sesizat încă din anul 2006 că legislația muncii în Republica Moldova are un caracter protecționist, lucru ce nu ajută practic în niciun fel femeilor. Propunerile noastre în calitate de experți independenți au de fapt, se bazează și pe constatările sau recomandările Comitetului pentru Drepturile Femeilor, Comitetului ONU, care încă în anul 2006 a spus că legislația muncii Republicii Moldova are un caracter protecționist, ceea ce duce la cauzează sau creează probleme femeilor în câmpul muncii. Presupunem că asta, prin micșorarea acestei perioade de aflare în congediu maternitate neplătit, femeile vor fi stimulate, va exista un stimul, cel puțin nu va mai exista acest impediment și angajatorii vor putea să angajeze femeile cu mai mare dorință, să spunem așa. Cifrele arată că femeile care nu muncesc au mai mari șanse de a se confrunta cu sărăcia. Inclusiv din această perspectivă, organizațiile pentru apărarea drepturilor femeilor promovează revenirea cât mai rapidă a acestora în câmpul muncii. Directoarea Centrului de Drept al Femeii, Angelina Zaporojan-Pârgar, crede că pentru un șir de alte prevederi noi, drepturile și rolul femeii în societate ar fi readus la același nivel cu al bărbaților. Considerăm că această prevedere s-ar încadra în lupta sau combaterea stereotipului prin care femeia și-a asumat rolul de îngrijitor a copiilor, a persoanelor în etate, de îngrijitor al casei, al bunurilor, ceea ce de fapt o reține de a fi tot independentă în câmpul muncii, de a câștiga un salariu. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Stimați radioascultători, vă reamintim că la Radio Moldova ascultați o nouă ediție Reporter de gardă. Subiectul emisiunii de astăzi este concediul de maternitate. Cum procedează femeile care au un copil acasă? Ce fac acestea? Revin la serviciu? Stau acasă cu copilul până la împlinirea vârstei de 6 ani? Au sau nu au ele nevoie de acest concediu? Statul crede că da. De aceea a gândit să ofere mai multă grijă femeilor printr-o prevedere protecționistă, inclusă în codul muncii, care i-ar permite femeii să-și iau un concediu de îngrijire a copilului de la 3 până la 6 ani. Cu toate acestea, în prevederea sus numită s-a transformat mai mult într-o barieră discriminatorie la angajare. Deși acest drept, care face femeilor mai mult rău decât bine, este deja de mai mulți ani în atenția experților, încă nu a fost exclus din lege. Rămâneți alături de noi pentru a afla mai multe detalii. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. La propunerea mai multor organizații pentru apărarea drepturilor femeilor, dar și la solicitarea patronilor, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat un proiect de lege care ar duce la reducerea perioadei concediului de îngrijire a copilului de la 6 la 3 ani. Proiectul este în proces de avizare. Între timp, Ministerul a inițiat dezbateri publice, prin care să afle părerile mai multor lideri de opinie. Șefa Direcției Politici de Asigurare a Egalității de Gen și Violenței, Lilia Pascal, a participat la această masă rotundă și crede că concediul de maternitate are un aspect discriminatoriu față de femei și mai mult decât atât se răsfrânge asupra pensiei pe care ulterior o primește.
Avem foarte multe argumente care vizează și de fapt explică că acest concediu are niște aspecte discriminatorii care s-ar răspânge asupra activismului profesional al femeii și inclusiv și al bărbatului. De asemenea, are o legătură directă atât cu venitul femeii și cu cuantumul ulterioarei pensii. Majoritatea celor prezenți la dezbatere au salutat acest proiect de lege, despre care spun că de prea mult timp se lasă așteptat. Spre exemplu, Sofia Șuleanschi susține că în 6 ani multe lucruri se schimbă la locul de muncă, mai ales că acum în fiecare an în toate domeniile apar sisteme noi de operare, noi metode de lucru și acțiuni în fața cărora femeile trebuie să reacționeze adecvat. Ea mai susține că în calitate de directoare, deseori se gândește cum să reacționeze adecvat la această situație. Noi vrem să folosim niște apendixe din sistemul cel socialist, când era economia, lucra rău, bine, întreprinderile erau mari, erau la situația economică pe care noi acum nu avem. Pur și simplu avem 15 întreprinderi, agenții economici la 1000 de locuitori. Și aici, doamna m-a întrebat cifra 1 la 3, deci aici nici nu spunem discuții. Deci un an și nu 3, eu nu știu de ce voi propuneți 3. Printre cei mai mari susținători ai acestei schimbări sunt patronii, angajatorii. Ei consideră că această prevedere mai mult e o piedică și o modalitate de a încălca legea. Vladislav Kaminski, șeful Direcției Relații Interne și Externe a Confederației Naționale a Patronatului, crede că perioada în care trăim la moment nu coincide cu prevederile legii. El crede că acest termen este mult prea mare, timp în care femeia care revine la același loc de muncă o ia practic de la capăt, fiind nevoită să învețe tot de la început, întrucât, în cele mai multe cazuri, timp de 6 ani, lucrurile se înnoiesc în orice domeniu. Considerăm că e mult prea mult. Aceasta aduce după sine o serie de probleme. Și prima și cea mai dificilă pentru patron este că peste 6 ani, persoana care se întoarce înapoi, ea într-adevăr revine cu un bagaj de cunoștințe foarte redus. La revenire, patronul trebuie să investească în instruirea acestei persoane iarăși din mod și în readucerea ei în cadrul activității. O altă problemă a angajatorilor este sublinierea temporară a acestei funcții în condițiile în care fiecare potențial angajat calificat dorește stabilitate la locul de muncă. Și în acest caz, pe patronii costă timp, efort și bani suplimentari. Tot Vladislav Kaminski ne explică care ar fi avantajele micșorării termenului de concediu. Mai mult, el recunoaște că, deși această practică există, puține femei beneficiază de concediu exact 6 ani. La micșorarea termenului, cred că toți ar avea de câștigat. Numai esența este ca unii să înțeleagă acest lucru pentru sine, să nu se ție de această garanție numai de atâta că ei este fără a intra în esența ei. Mai este un moment că sunt niște statistici, de fapt, că beneficiază de concediu integral până la 6 ani foarte puțin. Toți se întorc temporiu la serviciu pentru a nu-și pierde activitatea, pentru a nu-și pierde calificarea și atunci se pune întrebarea utilității acestei facilități. Care este necesitatea? Printre cei care, în opinia patronatului, nu vor să înțeleagă esența lucrurilor sunt sindicatele. Fără argumente prea clare, acestea se pronunță împotriva reducerii respectivului concediu. Deși am insistat să aflăm cum își explică vehemența, răspunsuri exacte nu am primit. Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Petru Chiriac, susține că dacă s-ar micșora acest termen, ar avea de suferit copiii și astfel chiar viitoarea generație. El ne explică de ce. Noi suntem pentru modificarea legilor și completarea lor, dar ele nu trebuie să înrăutățească situația actuală și nu putem admite, deoarece copilul trebuie să fie hrănit, trebuie să fie, îmbrăcat, trebuie să fie îngrijit, trebuie să îi se creeze condițiile necesare. Ce ar face o mamă dacă ea este singură, da? Și nu are alt sprijin, nu are alt suport din altă parte, atunci înseamnă că la un an jumătate ea este lipsită de aceste indemnizații, de aceste protecții sociale care sunt prevăzute prin lege, prin Constituție, față de aceste mame. Vrem să apărăm mamele care îngrijesc de copii și educă, da? Ori vrem îndeopște să le punem o restricție, ca mai mult îndeopște să nu se nască copii la noi în țară.
Deși oficial este împotriva acestei reduceri a concediului de îngrijire a copilului, în timpul discuției, domnul Chiriac a admis că 3 ani sunt suficienți pentru a îngriji un copil. Nu multe persoane, femei mai ales, își permit ca să aibă o întrerupere în vechimea sa de muncă 6 ani de zile. Sunt altele care, mă rog, așa ar fi bine, eu știu dacă tata copilului ar fi bine îndestulat să întrețină numai mama și copilul. Atunci sunt practici de astea și în Europa, când mama poate să stea până la vârsta de 10 ani cu copilul, indiferent că e sănătos, ori că e bolnav. La noi acest lucru nu se permite. Într-adevăr, ca să fie un copil sănătos, să fie un copil bine pregătit, educat, este perioada aceasta de 3 ani de zile, este normală. Și ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, are propria poziție și crede că impactul pe care îl are o astfel de atitudine față de femei are influența negativ. Nu, sindicatele întotdeauna au avut abordarea lor așa de tutelă, de protecție, într-un fel, neînțelegând. Pentru că, iată, eu recent am fost, când mă uit în agenda, vineri, la întâlnirii cu femeile, membrii de sindicat în Federația Sindasp, și femeile au abordat această problemă. Nu toate, ci drept, adică părerile sunt divizate, de aceea și noi ne propunem să discutăm, să analizăm, să verificăm încă o dată tot impactul, toate situațiile și să venim cu o propunere care va fi susținută de toți. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Ministra Valentina Buliga este convinsă că trebuie să abordăm acest subiect și prin prisma economică, a cifrelor, a banilor. Pentru realizarea acestei fapte este nevoie de găsit un echilibru în cadrul societății, între instituțiile statului și propriu-zis patroni și angajați. Dacă vorbim de abilitarea economică a femeilor ca un element de succes a unei țări care dorește să atingă performanțe în dezvoltarea economică și creșterea produsului intern brut și ulterior garanțiile sociale și economice, atunci noi trebuie să ne gândim cum îmbinăm capacitățile economice, posibilitățile de a munci cu servicii prietenoase mamelor, copiilor, ca să nu permitem, de fapt, un dezechilibru, pentru că interesul meu și a majorității, cred că este să avem și copii sănătoși, copii care să aibă posibilitatea să fie protejați, îngrijiți, educați, să nu diminuăm dintr-o parte sau în alta. Adică acest echilibru trebuie să-l găsim între familie și munca profesională. Fără dezvoltarea serviciilor sociale pentru copii, această modificare, chiar dacă trece din Parlament, riscă să rămână buche moartă. Ministra Buliga este conștientă de acest fapt și împreună cu colegii săi încearcă să identifice soluții, inclusiv la care s-ar implica și angajatorii. Am văzut modele în alte țări unde servicii prietenoase, am văzut în Marea Britanie, am văzut în Irlanda, am văzut în Germania, unei companii foarte mari, știind că unele femei sau un grup de femei au un potențial profesional foarte bun, au creat creșe pe lângă întreprinderi, au plătit creșa pentru mame, au permis un program de lucru flexibil. Adică sunt mai multe elemente de sprijin care trebuie să vedem ce facem și noi în această țară. Ecaterina Mardarovici, care este și ea o susținătoare a acestei modificări a legii, știe din proprie experiență cum funcționează în alte țări sistemul, astfel încât o angajată să vină cât mai repede la lucru după nașterea copilului. Ea ne aduce exemplu chiar pe fiica ei. Statele Unite, când am fost, și pot spune acest lucru, și fiica mea a revenit la serviciu după o lună după naștere, când copilul avea o lună. De ce? Deși după, chiar după legislație putea stea acasă 3 luni, însă așa era implicat într-un proiect foarte important la serviciu și atunci au decis că revine. Însă sunt create condiții la serviciu pentru ca mama să poată să stoarcă pieptul, să-l păstreze acolo, să, în cazul în care ai posibilitate, poți să vii cu copilul la serviciu să-l alaptezi sau poți să mergi acasă să-l alaptezi de 2 ori pe zi. Sunt create condiții,
Tot este, depinde ce interes are cu adevărat angajatorul în munca pe care o faci tu la serviciu. Ecaterina Mardarovici este convinsă că această prevedere din lege, care permite femeii să absenteze de la serviciu până la 6 ani, este un fel de minciună a statului în raport cu toate femeile, deoarece aceasta nu-ți oferă niciun beneficiu real, ci doar creează bariere la angajare, discriminează și, în final, asigură o pensie mai mică. Ea crede că trebuie să depășim acest sindrom moștenit din comunism când era impus să muncești și să contribui la dezvoltarea societății. Acum, potrivit ei, există libera alegere, însă să le fie dată posibilitățile cuvenite. În general, ea poate sta acasă și toată viața. Noi nu mai trăim în comunism, nici în perioada sovietică, când erai condamnat pentru tuneață, nici nu știu cum să spun în română, că dacă nu munceai, te aresta. Că spuneai că ești un trândav, un trântor. Nu te condamnă nimeni. E decizia femeii, e decizia familiei. Această prevedere este o minciună politică în legislație. Pentru că, până la urmă, foarte puține femei se folosesc de această prevedere și foarte puține femei le se respectă acest drept când revin la muncă. Și experiența de angajator a convins-o pe Mardarovici că această prevedere din legislația muncii este una depășită și inutilă în contextul Republicii Moldova. Așa cum avem foarte multe prevedere a legii care îi pune pe cetățeni să ocolească, să mintă, să joace cu legislația și cu statul. Eu acum aș spune câteva lucruri ca și angajator. La Fundația Gapedia, la Casa de Copii, avem în mare, sunt asistente medicale angajate și îngrijitoare pentru copii. Am persoane care au lucrat o an jumate și deja de 5 ani sunt în concediu de maternitate. Femeia, doamna care înlocuiește și care e angajată pe perioada cât cealaltă se află, deja are 5 ani lucrat. Și experiența de angajare a convins-o pe Mardarovici că această prevedere din legislația muncii este una depășită și inutilă în contextul Republicii Moldova. Spuneți, vă rog, vreau să respect dreptul oricui, dar pentru mine ca angajator, cine e, cum trebuie eu să gândesc asupra dreptului cărei persoane? Acestea care deja lucrează 5 ani pentru Agapedia, cu experiența ei de 5 ani sau la persoana care a lucrat o an jumate oficială în concediu de maternitate, dar eu știu că oficial ea neoficial lucrează. Mai am persoane care se consideră în concediu de maternitate, dar de fapt lucrează în altă parte și până la 3 ani au făcut același lucru. Neoficial. Au lucrat. Deci aici și-a păstrat locul de muncă, a obținut s-a folosit de dreptul de concediu până la 3 ani și lucrează în altă parte. Oamenii, pentru că e prea mult să poți să stai acasă atâta timp pentru o familie tânără. Revenirea la muncă după concediul de maternitate înseamnă creșterea profesională și independență financiară pentru femei, dar și șanse pentru tați să facă uz de concediul paternal prevăzut de lege. Creșterea în comun a copiilor, dar și dezvoltarea profesională pentru bărbați și femei ar fi un beneficiu pentru patroni și pentru stat. E nevoie doar de câteva asigurări: munca part-time, program flexibil și, desigur, creșe. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Doamnelor și domnilor, suntem la final de emisiune. Am discutat astăzi despre concediile de maternitate, în special despre termenul acceptabil de aflare în concediul de maternitate. Statul însă a gândit să ofere mai multă grijă femeilor printr-o prevedere protecționistă din codul muncii, în care îi permite femeii să își ia concediul de îngrijire a copilului pentru o perioadă de la 3 la 6 ani. Cu toate acestea, între timp, prevederea sus numită s-a transformat mai mult într-o barieră discriminatorie la angajare. Deși acest drept, care face femeilor mai mult rău decât bine, este de mai mulți ani în atenția experților, încă nu a fost exclus din lege. Stimați radioascultători, vă reamintim că toate emisiunile radio pot fi audiate oricând pe site-ul reporterdegardă.md la secțiunea radio.
Realizarea acestei emisiuni este posibilă grație ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite ale Americii pentru dezvoltare internațională în cadrul programului FHI-360, Consolidarea societății civile în Moldova. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID, Guvernului Statelor Unite ale Americii sau FHI-360. Ați ascultat emisiunea Reporter de Gardă, un produs media realizat în colaborare cu Asociația VIP a jurnaliștilor independenți din Republica Moldova.